Bună seara, domnilor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Mr. Market, în care astăzi o să ne axăm preponderent asupra dinamicii recente din piețele internaționale, datelor macroeconomice, a riscurilor de apariție a unei recesiuni, precum și mesajele băncilor centrale, cele mai recente mesaje. Iar unul dintre cei mai potriviți invitați pentru a discuta aceste aspecte este, în opinia mea, Vasile Socaci, trader, investitor și, nu în ultimul rând, autor al unor cărți despre bursă și educație financiară. Bun revenit la emisiune. Mulțumesc, Liviu, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu prezent din nou la această emisiune. Ce mai face domnul investitor? Excelent, mulțumesc foarte bine. Da. Cum ți s-a părut acea lovitură extraordinară a lui Puskás? Deci mi s-a părut că o fază lucrată la antrenamente și probabil cu foarte multe mătănii, foarte multe... Asta le lutasul, moște, dar efectele, da, da, efectele, da, de runda a doua. Da, da, exact. Efectele de runda a doua, da, se observă. Mi se pare exact cum Maradona s-a numit Hand of God, mâna lui Dumnezeu. Aici, în cazul Head of God. Exact, capul nu lui Dumnezeu. Nu ca să ți-ar traduce și al Head of God, da, e șeful lui Dumnezeu. Capul lui Dumnezeu. Știi? Mă rog, da. Da. E frumos. Oricum, reacție pe Wall Street? Eu am văzut o mică scădere a volumelor pe de tranzacționare. Swiss National Bank a crescut și din acest motiv. Acel legal, în ultimele minute, i-au cam deprimat, le frică de o reducere de dobândă. Nu, le frică, consumatorul este un pic deprimat de această... De legal. Ce? Pentru că nu s-a așteptat. Nu. Astăzi a ridicat dobânda cu 1,75. Păi da, dar consumatorul cum să fie deprimat? Că el bea de supărare. Așa e, cei care beau și de supărare se bucurie, da? Mai mult bei la supărare, da, știi? Da. Asta ca suporter, ca... Da, cine știe, da. Așa e. E o fază frumos lucrată. Reacții pe Wall Street? Pe Wall Street n-am avut... Volume mai mici am văzut, că se uita lumea la meci, traderii și clar, nu... Clar, au oprit atunci, că era 9.45, cam de obicei ora... aproape de preînchidere. Da, aproape, da. După 10, la 10.30 atunci apare primul repriza a doua. S-au văzut volume în creștere și... Da. Despre Andreea Bălan după pauză. Sigur. Ca să păstrăm cele două subiecte importante. Pare, da, și departe. Acum așa, ca să umplem spațiul de emisie, discutăm un pic despre piețe, burse, ca să... Da, o să zică telespectatorii că am... Total de acord. Da, că... Doamne, de la căldură, știi? Da. Bun. Ce avem în piețe? Indici care parcă au ajuns așa pe un fel de platou, cumva. Eu zic că au făcut un raliu. Au făcut, dar parcă lună, în ultimele câteva sesiuni nu prea mai au așa foarte mare... Bufie, pentru că ne uităm mai înăuntru acestui raliu, care a fost ce a împins înainte acest raliu. Și inflația în scădere. Nu. Nu cred chestia asta. Este, cred, toată nebunia legată de AI. De AI, inteligența artificială. Nu, în care acum propuziz lumea realizează mai clar ceea ce înseamnă și în principal pe rezultatele date de Nvidia, principalul producător de plăci video, care zic, e principalul beneficiar al acestui hype, acestui hype pe AI. AI-ul are nevoie de plăci video pentru a procesa tot ce face acolo. Și tot raliul pe care l-am văzut în ultimele 2-3 săptămâni sunt 7 mari companii americane, giganții tech: Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Meta, Nvidia și toate exact legate de AI, pentru că acestea vor investi în AI. AI pare că va fi o nouă unealtă care va duce spre o mai bună productivitate, care a promisiuni de venituri mai mari și profituri mai mari. Dar numai că cumva... AI-ul ăsta o să fie nu doar în tehnologie, pe semne și în alte domenii. Foarte clar, o să revoluționeze lumea. Dar eu zic că o să, în final, o să avem un AI. O să fie în arhitectură, în primul rând. Clar, adică nu în primul rând, dar o să fie un AI pentru consumator de genul cum ești acum acea GPT, care plătești $20 pe lună un abonament și te ajută să, nu știu, să faci, să editezi lucrări niște de referat. Da, să, așa, să, exact, să-ți faci lecțiile acasă. Da. Așa ți le face el.
Să găsești întrebări deștepte la emisiune. Corect, și eu răspunsuri pe același nivel. Bă, hai să șeruim abonamentul, mai are sens să plătim. Da? Și tot la fel, nu știu, pentru consumatori este va fi un tip de AI, pentru businesses, pentru afaceri, e un alt tip de AI. Cred că mi se pare Salesforce a venit, dacă nu mă înșel, și a zis că scoate acum un alt produs de AI pentru businesses, în care un abonament costă ceva de genul $350,000 pe lună. Și va fi total diferite, da, alte lucruri, alte... Da, da, da. Și altă putere de calcul. După aia, și altă... Da, după aia tot ai o altă... Eu am văzut câteva fotografii, poze, picturi, desene, cum să le zic, făcute cu AI. Da. Am înțeles că John Lennon... Paul McCartney, scuze. Paul McCartney. Da, vor scoate un nou album cu vocea lui John Lennon. O piesă, nu o piesă. Album, parcă. Da, okay. Da, e posibil. Da, marele hype acum e pe ChatGPT, care e model lingvistic. Și pe tot ce înseamnă text. Asta e, asta da. Asta e partea asta de AI, da, pe pictures, poze, e ceea ce va urma. Voce. De asta am spus arhitectură. Dar e, asta ajunge foarte mult în zona fake. Adică tot ce va însemna digital poate să fie fake. Atât de E neuman, nu e fake. Atât de bine va fi reprodus la niște detalii incredibile în care lumea cred că o să-și piardă încrederea în ce citește online. Nu, pentru că va fi neuman. Neuman, sigur. Nu neapărat fake. Fake înseamnă când o minte umană inventează ceva. Nu, în sensul... Și fake înseamnă o minciună. Acolo în nu va fi minciună. În sensul de credibilitatea unei știri, o pui cu sunt întrebări. Nu mai știu dacă chiar... Așa e sau nu e. Și ce, la oameni în redacțiile de știri, știu eu vreo câteva numai de România, e breaking news când apare o știre care se verifică. Și pe Facebook și pe toți aia cu... Nu. Bun, și altă chestie ca să termin pe aia, toți din contra, eu poate să verifice din trei surse și să nu dea bun de tipar decât pentru o chestie serioasă. Adică e de văzut. Fake-urile se vor realiza mult mai ușor cu ajutorul AI-ului. Inclusiv de știri false, de care vin și cu poze. Sunt și acum. Sunt și acum, da. Că și, dar acum va veni și video. Va veni și video va cu voce. Va fi o convenție să nu se... O altă chestie a AI-ului acum, că giganții tech cumva au decis să-și producă AI-ul in-house. Ca de exemplu asta am citit despre Apple. Apple a spus că nu mai le dă voie angajaților să trimită cod către ChatGPT, care e Microsoft, ca ChatGPT să-l analizeze, să-l editeze, pentru că asta e un cod al lor proprietari, cum să zic, al lor cu copyright. Inside information, nu-i dai, exact, nu-i dai concurentului tău să-ți analizeze codul. Sigur, și atunci Apple a luat decizia, ca și celălalt, să-și dezvolte AI-ul in-house pentru ei. Foarte bine. Și pentru a-și dezvolta AI-ul in-house, le trebuie flash video de la Nvidia. Și de-aia Nvidia e principala, cum să zic, beneficiară a tot hype-ului de AI. Dar cu o companie nu faci primăvară. Deci, pentru că celelalte au dezamăgit în alte zone de AI. În principiu cu C3.ai, cu... Pe de altă parte, vedem... o scădere a inflației la nivel generalizat. Da, CPI-ul, corect. Nu la fel de mult precum ne-am fi imaginat. Adică putem să o luăm simplu. Băi, cât e energia? La minimul de 2 ani. Aha. Dar cât e pe parte de curent electric, gaze naturale, baril de țiței? Păi e super jos. Păi și prețurile de ce nu sunt la fel? Da. Pentru că, așa cum spun eu, pricing power. Există putere a companiilor de a impune acel preț pe piață. It's a seller's market, de fapt. Și ca și la noi. Kilovatul tot s-a ieftinit, deci la raft la același preț. Păi, bă, cum vine? Inflația. Era problemă că era grâu prea scump. No. Și acum plângeau fermierii că, domne, e prea ieftin grâu, că au venit ucrainenii cu grâul lor și ne-au inundat piața și acum e prea ieftin. Păi, bă, și atunci pâinea de ce nu e prea ieftină? No. A rămas sus acolo. Deci există acest pricing power, ceea ce înseamnă că populația are bani să plătească aceste prețuri. Și atunci uite cum rămâne inflația în sus. Da.
Deci inflația generală, CPI, într-adevăr, în scădere la americani era 5%. Și core? Nu, nu, scuze, e la 4% inflația generală CPI la americani, core-ul e în creștere la 5,3%. Nu, zic în scădere și core. Da, da. Pe da. Trendul general. Peste 3 săptămâni cam așa, o să vină o noi dată despre inflație și cred că cea generală o să cadă spre 3%, dar core CPI-ul cred că tot peste 5% va fi. Și aia cumva va fi o vedere mai exact dacă Federal Reserve ce mai face la o săptămână după, dacă va ridica. Ce ne-a spus Jerome Powell ieri? Că o să mai urmeze ridicări de la bani. Da, că nu s-a oprit. Dar vom vedea. Eu cred că mai se uită. Dacă core CPI-ul scade, el a spus astăzi că se uită foarte mult la inflația pe servicii. Și că aceasta este o mare problemă pentru ei, pentru că serviciile tot împing înainte prețurile. Nu le scad. Nu le scad. Și a zis că CPI-ul normal e, cum să zic, e afectat de scăderea prețurilor acum la energie și la mâncare. De un an de zile, dacă colegii platou poate să dea acest grafic, acesta se numește S&P Goldman Sachs Commodity Index. Deci este un index al mărfurilor generalizat, include foarte multe mărfuri. Și ca să vedem așa materii, mai de fapt materii prime, materii nu mărfuri. Da, sigur, materii prime, mărfuri. Ok, și asta jos aici avem în colț minimul de la pandemie și maximul pe ieșirea din pandemie undeva prin iunie 2022, adică acum un an. Și vedem această coborâre de acum un an, lină, inclusiv și petrolul și toate materiile prime. Cumva asta, sigur, se văd după aia ulterior în timp în CPI. Sigur. În CPI. Bun, core CPI-ul pe de altă parte, cumva are și, vine și, pe de o parte sunt stimulus checks-urile date de americani în pandemie, populația, cum ai spus, probabil încă mai are bani, dar probabil foarte mult timp nu cred că o să mai aibă. Mulțumesc. Și eu mă aștept cumva, deci peste 2-3 săptămâni să văd acel CPI, să văd acel core CPI și după aceea cred că în funcție de ăla și Fed-ul va decide dacă mă mai ridica sau pe nu. Semne, una va mai face oricum, dar depinde dacă va fi un trend sau nu. Nu s-au quick omit. Ia chiar să mă uit. Nu au zis clar ce vor face. Acum datele Fed Watch Tool-uri pentru următoarea ședință a Federal Reserve 26 iulie, care 34 de... Da, într-o lună și... Da. Și 34 zile. De zile. Da. Și avem 74% pe site-ul Chicago, da, Mercantile Exchange, 74%. Exact. Șanse ca să crească. Să crească cu 25 de puncte de bază. Da, da. Dar pentru, stai să mă duc pe septembrie. 20 septembrie, rămânem aici. Asta am și pot să exact, da, rămânem aici, 65%. Da, putem să și în decembrie ar trebui să vedem prima scădere. Da, da, acestea sunt, da, asta e pentru, ți-a vedea și pe ecran? Da, perfect. Pentru iulie, deci se vede 74%, se consideră că o ridica. Da, bun, dar acestea se stimulează de astăzi, de acum. Și în, eu zic că acel CPI care va în decembrie era prevăzută scădere, acum e da, acel rămânem. Deci da, rămânem în platou cu asta se estimează acum, care da, 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 care peste 2-3 săptămâni s-ar putea estimări luate din piață, din prețurile contractelor futures pe asta. Absolut. Eu zic că dacă acel core CPI dă în scădere ceva, nu știu, sub 5%, 4-9%, atunci Fed-ul n-ar mai fi obligat să împingă înainte de vânzile. Dar dacă dă tot 5,3, 5,4, 5,5, da, sigur cred că vor mai crește. Fedul încă e hawkish, uimește puțin e hawkish, prin acest hawkishness. Motiv pentru care de asta și spuneam. Pe de altă parte, ce ne spune un Fed hawkish sau faptul că Fed e hawkish? Că nu e teamă de recesiune. Eu zic că... Asta e o provocare. Domnule, invitat. Nu le e teamă de recesiune? Păi poate nu l-or fi, dar nu înseamnă că nu o să vină recesiunea. Eu mă aștept la recesiune, mă aștept în, poate nu în trimestrul următor, dar în trimestrul 4 eu mă aștept. De ce? De la consumator, de la personal consumption, de acolo.
consumatorul este lovit de creșterile prețurilor pe de-o parte. Da? Tot n-a dovedit cumpără, că e lovit. O să va dovedi. A, e o ipoteză. Absolut, tot e un scenariu, absolut. Un scenariu cu un anumit grad de probabilitate. Absolut. Deci, disclaimer, asta sunt analizele mele, au un anumit, cum să zic, lucrez cu mai multe scenarii, voi vedea... Nu facem recomandări de investiții, sfaturi, lucruri de acest gen. Imediat, realității, eu pot să cred ceva, dar realitatea arată altceva și sigur mă ajustez imediat. Că... Dar eu cred că consumatorul e lovit pe de-o parte de prețurile foarte mari și tot în creștere, deci o inflație în creștere, inflația în creșterea prețurilor, nu scăderea lor. O inflație în scădere nu înseamnă scăderea prețurilor, înseamnă o creștere a prețurilor, dar la o valoare mai mică. Păi, dar sigur, tot creșterea prețurilor înseamnă. Scăderea prețurilor înseamnă deflație, care e altă... Exact, ceea ce nu avem. Ce bine că nu avem. După aia este lovit pe această creștere de dobânzi foarte rapidă. După 12 ani de dobânzi 0 sau dobânzi de 1%, să ajungi la 5% într-un an jumate și în Statele Unite și în Europa și în Marea Britanie și peste tot, dar toate aceste dobânzi în creștere rapidă, multe persoane se trezesc cu ratele mărite la dublate. Bun. Și e lovit pe partea cealaltă. Deci tot ce a avut el, că și-a luat casă în perioada asta de boom economic, acum se vede că trebuie să plătească pentru ea aproape dublu. Sau dacă și-a luat mașină. Sau are credite, nevoi personale, sau are... E o anumită categorie, dar per ansamblu... Da, o mare parte. Per ansamblu... Bubble-ul la case în United States, în 2009 la bottom era la, mi se pare, $250,000 o casă, average, da? Mediu, prețul mediu. Acum la, în 2022... Da, se la $550,000. Da, pe dobânzi zero. Deci ei au cumva Fed-ul, ținând dobânzile mici, zero, o foarte lungă perioadă de timp, da, ei au nu e o relație, nu e o relație directă. Ba da, în timp, ba da. Pentru că s-au înăsprit condițiile de creditare. Că nigger Bob, așa cum mi se spunea, subprime, da? Atunci. În 2006-2007, bă, tu ai venituri? Nu, dar mă gândesc să mă angajez. A, ia o casă. Da. Știi? Ai venit? Nu. Și acum tu ce ești? Păi sunt middle management acolo. Ia, prietene, cât ai tu atâta pe an? Da. Dar dacă se întâmplă, uite, noi considerăm jumate și nu știu ce și cu down payment de nu știu cât, ia de aici o garsonieră jumătate cu vărul săndel. Absolut. Și atunci, din total venituri, restul ce le rămâne cetățenilor, debitorilor, după plata dobânzii, să zicem că asta e rata, da, dobândă și principal, e mult mai mare acum decât ce a fost în 2007. Adică bufferul e mult mai mare. Și la naiba, la noi e la fel. Au crescut în ultimul an creditele neperformante în România? Ar vor crește. Nu știu. Eu așa zic. Poate că vor crește. Nu că vor. Stai, poate că vor crește. Bun. Nu știm. De două săptămâni Fed-ul a ridicat la 5%. Da? Acest 5% în economia reală vis-a-vis de credite neperformante în balanțele băncilor o să se vadă peste vreo, nu știu, două trimestre poate. Păi și de la 4,75 la 5, când s-a văzut? Păi nu se vede, o să se vadă. Și în ultimele 6 luni, din ultimele 6 luni până acum, ce s-a văzut? Nu s-a văzut. Faptul că nu s-a văzut nu înseamnă că nu o să apară. Evident. Deci, asta zic că prima oară consumatorul are... Domnule, nici martie nu a apărut pe pământ, dar asta nu înseamnă că nu există. Pauză publicitară, revenim imediat. Cu privire la o nouă criză similară celei din 2008. Există un singur lucru de care ne bucurăm întotdeauna la infinit și acela este viața. Politicile băncilor centrale, cum au fost sau nu au fost ele afectate, politicile spun, de întâmplările recente. Poate mai important decât capitalul este viziunea unui partener pe care poți să-l ai alături de tine și cu care poți să pleci la drum.
În seara aceasta avem alături de noi trei mari campioni. Alături de mine, domnul Robert Turcescu, invitat permanent, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă întrebam dacă nu cumva trăim un nou tip de război hibrid, războiul vizitelor de stat sau războiul vizitelor. Nu se putea să am un invitat mai bun decât pe domnul H.D. Hagman. Acum o să vă exploatăm. Așa, exploatarea omului de către om, cum spuneau comuniștii. De la Adam la Enoch, povestea legământului sacru, am intitulat ediția de astăzi a emisiunii Oameni și Cărți. Am trecut de la 2 semestre, la 5 module, 4 vacanțe. Avem o nouă săptămână în calendarul anului școlar, săptămâna verde. Pe principiu, hoțul neprins negustor cinstit și dacă ești prins și e sub 250.000, nu te duci la concediu clar, plătit de stat. Exact, deci nu te duci la beci, nu domnesc în vacanță. Astăzi am ales să vorbim despre o problemă de viață, o situație de viață. Momente în care fiecare dintre noi ne găsim, când ni se pare că situația este fără ieșire. Cum se îndrăgostesc zodiile? Fiecare dintre noi avem modul nostru de a răspunde la semnalele iubirii. Această plantă cătina atât de mediatizată în ultimul timp și atât de căutată. Vom vorbi despre cupluri, despre cupluri mondene, celebre de pe la noi, de prin alte părți. Chiar dacă emisiunea mea se cheamă numărul 369, astăzi nu o să vorbim despre numerologie absolut deloc, o să vorbim despre feminitate. Un nume cunoscut al mediei românești, Cristina Țopescu, care ne-a părăsit în urmă cu aproape 4 ani și care la sfârșitul anului se împlinesc 4 ani. Incredibil. După părerea mea, a fost unul dintre cei mai mari jurnaliști din țara asta. Astăzi, împreună cu Anita, o să povestim despre capitala noastră, despre București, cum se mai spune, orașul Bucuriei. Am revenit la Mr. Market, sunt Liviu Moldovan, l-avem în continuare invitat pe Vasile Socaș, trader, investitor, autor cărți despre bursă și educație financiară. Aveam un mic debate cu inflația, cu puterea de cumpărare, cu ce se va întâmpla. Poziția mea sau poziționarea mea este că până în acest moment nu prea avem semne că la nivel de consumator ar apărea limitări. Nu retail sales, da? Atât la noi cât și în spațiul economic european sau în Statele Unite sau la noi ce să mai vorbim? Mergem în supermarket, nu vedem coșuri mai goale, mergem pe stradă, nu vedem mai puține mașini. Adică... Bun. Eu zic că coadă la vacanțe în Grecia, da? Adică... Ai dreptate, așa este acum. Eu zic că peste 6 luni o fi să fie cu tot și cu tot altă poză. Pentru că dobânzile astea ținute mari la aceste niveluri... Creșterea de aici încolo va fi mică sau deloc? Da, dar chiar țin acest nivel. Uh-huh. Dacă nu ar fi, am fi venit după 12 ani de dobânzi zero, da, poate zice și a spus de la fel ca tine, da, așa e. Dar 12 ani de dobânzi zero, cumva mulți oameni, multe companii s-au crezut că așa va fi mereu. Și s-au îndatorat, supra-îndatorat și o să apară crack in the system, o să apară fisuri în sistem. Exact cum ne-am trezit cu Silicon Valley Bank din nimic, o bancă care și-a investit lichiditățile în... Și până la urmă ce a fost aia? Și-au investit lichiditățile în US Treasuries, în obligațiile de stat. Că au fost berbeci. Păi da, nu? Că trebuia să-și facă un hedging. Păi sigur, da. Dar apare o fisură de asta, nu știu unde să apare. Poate să apare la o țară. O țară care s-a supra-îndatorat în astea 12 ani. Sau nu o țară, mai multe țări. Da, există deosebire. Ne temem de niște chestii care s-au întâmplat. Acum 13 ani, 14 ani. Da?
acum cât? 8 ani, în Grecia, spre exemplu. Da, da. Dar politicile atunci erau de austeritate, impuse de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană, Troica. Whatever, da. Troica era în Grecia, pe dar în rest, așa. Statele Unite mai puțin, a fost planul Obama de 787 de miliarde de dolari, în fine. Condițiile de lichiditate din sistem erau drastice. Era super secetă. Acum e opusul. Așa este. Există. Deci există acel buffer, eu îl numesc buffer de încredere. Okay. Pentru că în 2008-2009 criza a venit ca urmare a neîncrederii în sistemul financiar bancar. Băncile nu mai aveau încredere între ele pentru tranzacțiile intraday și așa mai departe. Nu e cazul acum. Atunci era principal chestie, erau activele toxice. Da, acum care toxice? Deocamdată nu, deocamdată e tot ok, deocamdată suntem pe roze. Vedem, da. Eu nu văd. Și nu văd un prim semnal la al scenariului tău, dacă e să ne îndreptăm spre așa ceva, eu l-aș vedea o creștere graduală a ratei șomajului. Absolut. Și deja se vede. Pe unemployment claims-urile în America... Nu. Rata șomajului. Primele vin unemployment claims-urile. Care sunt cât? Pe 250 de mii. 260. Și la 290. Nu. Și 3,5%. Și rata șomajului 3,5. Mai lasă timp. Trendul de NFP, non-farm payrolls, a venit la 50 de mii pe lună. Din contră, super surpriză plăcută luna trecută, de angajări. Deci situația din piața forței de muncă este neașteptat de bună și să fim sinceri. Față de acum un an, pe vremea asta, când luam în piept criza energetică și scumpirile, nu cred că am fi zis foarte mulți: nu, o să avem, domnule, nicio problemă. Ridică ea dobânzile, dar rămânem cu șomajul la 3,5 și așa. Liviu, uite, mă refer la probleme care vor apărea. Poate nu apar peste trimestrul următor sau peste două trimestre. Nu contează. Vor apărea peste 3 sau 4, dar vor apărea cu siguranță. Poate peste 6 trimestre. Pentru că, uite, o să-ți dau o... Să vedem... Să spun de ce. Să spun de ce, te rog. Da. Da. Deci, în 2008... A avut marea criză financiară, s-a numit atunci, a avut picajul burselor și a băncilor și neîncredere de la active toxice, de la trilioane de dolari în derivate pe ipoteci imobiliare. CDO-uri. Da, CDO-uri, CDO Squared și așa. Nivelul de datorare United States of America atunci, în 2008-2009, era la 65% din GDP. Acum, astăzi, este la 120%. Nivelul în Marea Britanie al de îndatorare. Deci la toate a crescut. Nu a crescut, s-a balonat. Bun. Totalul datorilor globale în 2008 au apărut dezechilibre. Totalul global debt, total global debt, datorile totale în 2008, când s-a considerat vârful creditării, era la un jur de 160 de trilioane de dolari. Acum este la 300 de trilioane. Raportat la PIB, 300 de trilioane de dolari. Da, a crescut și raportat la PIB, dar nu atât de mult. Da. Total, deci da. E un balon al creditorilor în care tu arunci în el dobânzi din ce în ce mai mari. Aici o să apară fisuri. Și apar, o să apară de la consumator, la companii, la orașe care s-au împrumutat în bani, la țări care s-au împrumutat pe toată perioada să dobânzi zero, că nu o să fie peste două trimestre, bine, poate să fie peste un an. Ok. Cum am spus și înainte de pauză, există marțieni. Da. Nimeni nu contestă. Eu zic că e un trend. Dar acum sau peste 500 de ani, nu se știe când o să-i vedem pentru prima oară. E un scenariu care le iau în considerare. E un scenariu. Da, deocamdată, ceea ce vreau, nu că nu vreau să fiu gică contra aici, ceea ce vreau să vadă telespectatorii și urmăritori este, să înțeleagă, este că, dom'le, deocamdată nu avem semnele astea. Nu te uiți pe orice fel de institut național de statistică și te uiți pe cifre și Dar asta nu înseamnă că bursele nu scad, nu vor scădea.
Deci în 2022, o să, poate, da, nici bursele nu scad. Din 2022, ianuarie 2022 până în... Nu, mă zic acum, perioada asta. Nu... Perioada asta împărțită în două părți. Vreau până în octombrie 2022, în care NASDAQ a picat cu 35%. Dar nu, și din octombrie. Și atunci am zis că va fi bottom pe bursă, pentru că picase pe nimic. Ok. Acum nu se întâmplase nimic fundamental. Fundamental era doar războiul Rusia-Ucraina, care a afectat... Era teama de recesiune, teama. Cum? Teama. Bun, ok, așa, bun. După aia avem tot raliul ăsta în sus. Dar acum pe raliul ăsta în sus avem niște fisuri, ca anumite bănci care au picat. Și s-a rezolvat, au trecut 3 luni de atunci. Banca de 200 mai... miliarde care a investit în cele mai sigure instrumente și din lumea asta. Și a fost luată de JP Morgan și gata. Ok, bun. Alte fisuri probabil, eu zic că vor mai apărea. Hai să mai vedem un aspect. Ține, poftim, te ascult. Aici, într-adevăr, n-am nicio explicație. Ce se întâmplă cu VIX-ul? De ce este la 13 puncte? 13,3. Da. De ce? VIX-ul mereu... De vreo lună jumătate, indiferent ce face piața, da, el scade. Bun. Ca să vadă, să înțeleagă... Suntem atât doar. Suntem în zona 11-13, în care am petrecut cea mai mare parte din decada trecută, cea fără crize și dobânzi zero. Da. Cea mai prolifică decadă, cred că, din istoria bursei. Așa este. VIX-ul reprezintă un pariu pe viitoarea volatilitate a indicelui S&P 500. S&P 500. Ăsta e VIX-ul. Deci traderii, dacă consideră că va urma o perioadă volatilă, de obicei riscuri volatilitate se înțelege prin căderile bursilor. Căderi în piață, riscuri. Da? Așa? Atunci VIX-ul ar trebui să aprecieze. Cumva VIX-ul cumva arată, cum să zic, deocamdată... Optimism în piață. Optimism. Șanse în scădere... Cât era la începutul anului? 25? Imediat, stai pe păzic imediat. La 23 era pe la 21, 22, s-a ajuns pe la 27 prin martie și acum a scăzut pe la 13. Aha. Deci din martie și până acum, piața ne spune că riscurile de recesiune, overshooting pe dobânzi, război, cataclisme, whatever, catastrofe, e în scădere. Asta ne spune asta piața. Eu de asta spun că datele de până acum nu relevă. Un alt indicator foarte important se numește Advanced Decline Ratio. Deci în timp ce NASDAQ-ul și S&P 500 de ultimele 2-3 săptămâni cresc în sus, da? Cresc și au avut un raliu destul de puternic în astea 2 săptămâni. E un indicator al analizei tehnice. Da. Deci e scris în a doua carte a mea. În a doua carte a mea câștigă la bursă este explicat această... Câte acțiuni dintr-un indice sunt pe creștere, câte pe scădere. Cădere, da. În timp ce indicele crește și are un trend ascendent de crește de 10%, sus de cele mai importante normal companii, ca să aibă o creștere sănătoasă e să ai din ce în ce mai multe... Broad-based. Da, exact. Să ai mai multe companii care cresc. Dar nu, ai mai multe companii care scad. NASDAQ-ul e și mai, cu zic, arată o divergență și mai puternică și pe acestea și pe new high, new lows, care arată vis-a-vis de din ce în ce mai puține companii ating un new 52 weeks high, deci un nou high din ultimul an. Și în timp ce NASDAQ-ul asta, adică NASDAQ-ul a făcut acest raliu de 2 săptămâni pe AI tras în sus de 7 companii de tech, într-adevăr, cu market cap-ul imens, da? Care au putere foarte mare, dar nu te faci indici bursier cu 7 companii. Da. Am avut cu 10. VIX-ul vine acum, confirmă că vrea să confirme, domne, trendul ăsta e un trend senzațional. Bullish, știi ce? Nu. VIX-ul ăsta este foarte bun pentru contrarians. Adică ăștia îl urmăresc, mai scade un pic, mai scade un pic și intru short. Așa ar face ei, așa cred că se gândesc ei. Poate fi interpretat ca pe un contrarian indicator și să avem până peste vară o gâlmă, nu știu, poate 10% o corecție, să se ducă înapoi în 18-20 și după aia o vedea. Asta ar fi o variantă. Cumva, într-adevăr, că totul e ok. Asta ne zice VIX. Da. Să vedem. Până într-o zi când poate o să sară la 60. Da. Și bursele corectează de câteva zile...
Da? Că S&P a picat la 4450, la 4350 și VIX-ul tot, negativ. Uh-huh. Știu, și ieri și alaltă da, a fost. Da. Nu, ok, se întâmplă, am avut asta, bă, să nu e... Advanced decline ratio și genul acesta de indicatori statistici, de fapt, s-au dovedit utili în trecut și și-au dovedit, să spunem, viziunea corectă. Dar nu întotdeauna. Au fost perioade lungi în care sănătate la revedere, era ăla, ieșea din grafice și degeaba. Și în cărțile mele și mereu zic, faptul că un indicator arată o divergență nu înseamnă că e și terminare de trend. Deci un trend ascendent... Ar trebui să-ți închizi din poziții... Nu. Să începi să-ți închizi. Un trend ascendent... Un minut mai avem. Completează, te rog, despre cărți. Și ce urmează să faci din acest punct de vedere al educației financiare pe viitor. Dragii mei, am scris aceste două cărți. Prima se adresează începătorilor. Bursa explicată simplu, în care găsiți pentru începător analiză tehnică, formațiuni grafice de top de bottom, cum găsești un top, cum găsești un bottom, găsiți analiză fundamentală, cum alegi o companie, cum o compari cu alte companii din același domeniu, cum observi că e supraevaluată sau subevaluată, ci puteți învăța și despre băncile centrale, acțiunile lor, de ce sunt hawkish, de ce sunt dovish. Eu recomand absolut tuturor începătorilor. E, cum să zic eu, vă ia de la zero și vă explică totul. Veți înțelege mult mai bine bursa de la cineva cu mulți ani de experiență, și experiență. Da. Și asta face parte din demersul nostru de educație financiară, doamnelor și domnilor. Îți mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru invitație, Vasile Socaci, pentru participare. Mi-a făcut plăcere debate-ul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, unde cel mai probabil o să discutăm despre hidroelectrica. Toate bune!